Vom citi acest videoclip cu o dezbatere. În primul rând, doresc să vă spun că nu o să găsiți niciodată pe lumea aceasta vreun youtuber sau vreo youtuberiță mai bună ca mine. Ghiți ce-a făcut idiota de mine? Eu, frumos, ce se go, nu știu ce, nu știu cum să fac, să drec. Am și scuză de ce n-am mai filmat. Vă arăt și imediat. Eu vreau să mă joc CSGO ca să arăt skill-urile mele, pe care nu le am de altfel. Intru eu pe CSGO, mă joc proasta de mine. Uite, se schimbă scena. Uite să apeșe F1. Uite să apeșe, efectiv. Da, și bine m-am găsit, voi pe videoclipul meu, pe canalul meu, unde să un de like, de share și de subscribe. Chiar de dacă n-am început clipul, eu zic că intro-ul face mai mult decât nevoie. Aici se vede tricoul meu. Asta este să se bută în frate, nu a fost frig, a luat-o pe mine. După posibilități. De ce n-am mai făcut clipuri? Unul la mână, nu prea am timp, și doi la mână. Uitați tastatura cu care vă fac eu clipuri. Da, tastatura mea i s-a stricat W-ul și săgeata, mă rog, una dintre ele. Și din nefericire, eu am foarte mult timp, sunt foarte mulțumită de ea, dar s-a stricat și va trebui să-mi cumpăr una nouă. Și până atunci, astăzi mi-am dat în cap că eu am tastaturi în pod, vreo 3. Și am luat-o pe cea mai proastă, știți de ce? Și cea mai veche, de ce? Pentru că, draga de ea, deja s-a frecat sunetul ăsta, nu mai funcționează atât de bine. Adică butonul ăsta de sunet mai tare sau mai mic, dacă miști tastatura într-o parte, bam, nu mai ai sunet. În fine, hai să dăm drumul la joc, de data asta nu mai uităm. Iese grav. Dacă nu s-a schimbat, eu plec și nu mai vin. Mă las de YouTube. Aici avem un mic frame. Rog, cum se vede. Pentru că, da. Haide. Ce să am? Revinoți! Revinoți! Dacă ar face cineva edituri cu mine, păi eu vă zic sincer că ar fi YouTube-ul plin. Bă, revinoți, mă, cațeș. Ar fi YouTube-ul plin de mine, pentru că eu sunt un haz, frate, eu sunt un haz, asta știu să fac, nu știu ce să joc, eu n-am gameplay, eu sunt un loc care râde ca prostul. Ca idei, să știți asta. Da, îmi voi lua tastatura cât mai repede posibil la următoarea dată când îmi intră bursa pe card, pentru că mai am 1 milion și dacă rămân fără bani pe card mă bate mama. Și na, fie. Trebuie să-mi iau și un microfon, dar asta mai trebuie pentru că, după cum știți, nu știți de fapt, dar o să vă spun acum, nu mă susțin excepțional de mult în să dau sunetul mai încet, că mă succeam de prea tare. Iar am schimbat asta. Nu mă susțin deloc, niciun fel, în YouTube, pentru că, da, e o prostie. Și să fie sincer, chiar e o prostie, pentru că mi-a pierdut foarte multe canale și nu fac să urc. Și na, fie, trebuie să mă descurc singură și durează să mă pune comici pe ei, să mă las, știți? În fine, dar nu e nicio problemă, că noi trecem peste. Adică, suntem bine. O să mă descurc. Glumesc. Nu o să fac. Nu vă așteptați să joc nu știu cât de bine. Am un pic de lag, asta este adevărat. Nu am cel mai bun calculator, după cum se știe. Este primul meu calculator și eu sunt mândră de el, oricum. Nu vă asistiți voi. N-a dat asist, frate. M-am supărat. Să-mi dau eu asist. Hehe, n-a fraiere. Bun, și vreau să zic că îmi pare rău de frame-uri și să știți că nu vă bine deloc, pentru că deoarece eu, Tanasa Gabriela, n-am mai jucat de mult CSGO și nu mai am nicio idee, nu cam am vreodată, nu știu cum se joacă, sunt paletă, așa că nu vă așteptați gameplay, așteptați-vă la cât mai mult amuzament, asta trebuie să așteptați din partea mea. Și am să vă povestesc și ceva, nu știu dacă vedeți voi ce am la mâna asta, sunt niște zgârieturi, acum mi-a mai trecut, după cum se vede, cred, sper, I don't know, sper că se vede. Nu știu, n-am două monitoare să pot să văd dacă se vede. Asta este, n-avem posibilități, dar vom avea pe viitor. Așa că nu vă părăsiți. În fine. Am aici ce m-am lovit la mână. Eu am fost la handbal, la Botoșani, în faza regională și ne-am luat bătaie de ne-am uscat de la Iași și de la Suceava, pentru că au fost RPS-uri. Mi-a să lăsat la o parte. M-am speriat, eu vorbeam cu voi aici. Ce m-am speriat. În fine. Și da. Și v-am mai explicat asta în clipul anterior, în care nu s-a filmat nimica. Dar eu totuși am mers, adică v-am povestit că a fost comic. Așa cum am zis eu. Fie.
Și eram la handbal și eram pe bancă pentru că mi-a spus domnul că eu nu vreau să intru din prima pentru că nu vreau să mă golul multe din prima. Și m-a băgat și pe mine, după 10 minute, ceva de genul. Și fata asta, portarul ăsta, s-a mișcat puțin, nu era atât de rapidă ca mine la schimbare. Mă refer, nu fugea atât de repede să schimbe. Și noi eram în atac, cum ar veni cu mingea. Și Nu fetele poți să noastre au schimbi pierdut asta cu mingea. bocă, nu vrei Și au aici. recuperat, iar eu nu eram în poartă când l-au recuperat. Eu eram, crezi-mă, chiar am fugit cu toată puterea mea și credeți-mă, fug foarte rapid, adică nu sunt lentă deloc, sunt foarte rapidă. Și am încercat să fug mingea, mi-a dat gol de la mijlocul terenului, eu am atins mingea aia, dar nu am deviat-o în, atât, în așa fel încât să se ducă afară. Oh, sorry. Și, ceva, ce ziceam? Și am atins mingea și am deviat-o, dar nu cât era necesar. Și am viteză. Și am ajuns cu viteza mea lângă perete de cărămidă. Și ce am zis eu? Aveam niște dragi când am luat un gol atât de urât. Credeți-mă că dacă luam golul ăla, eu mă simțeam atât de bine în sinea mea, în sufletul meu, mă simțeam foarte bine că am parat din cauza echipei, și bam, am sărit și am fugit și am trecut și am învârtit. În fine. Și mă simțeam chiar foarte bine. Dar, na, am ajuns lângă perete și am dat un pumn de la. Băi, bazat, cam, na, voi puteți să mă credeți sau nu, vă voi lăsa o poză aici sau aici, cum arăta mâna mea. S-a exagerat cu banda și totuși, îmi pare rău, nu sunt ajuns la joc. S-a exagerat totuși cu bandaj pe ea, i-am spus și la femeie că nu trebuie atât de mult, că eu nu pățesc nimica, nu mor. Da, fi, și-am dat cu pumnul și am avut tot aici rană și aici montul ăsta mi s-a îngrosat puțin, s-a făcut mai larg, dar nu știu dacă vedeți montul ăsta, să de pe mijloc, e așa și mai ieși în afară. Și mai lat, mai e subțire cum ar veni și să ai mai slab, adică mai șturt, mai turtit deja, totuși mă doare, chiar după 2 săptămâni n-am făcut nimic, adică nici radiografie și este mai lat, nu știu dacă vedeți așa aici, dacă se vede, nu știu dacă ați văzut ceva, dar fie. Și na, aici, dacă apăs mă doare pe mont și nu știu dacă mă mai lovesc în greșeală cu pumnul, cu pumnul, cu mâna de ceva, doare. Nimic, asta este ideea. V-am vrut să vă povestesc. Cât de proastă a fost, am dat cu pumnul cărămidă și zici, ce? Domnul, cred că na, nu am fost cu un profesor. Și multe colegi, ele au crezut că eu mi-am dat mâna peste cap. Nu că m-am lovit, am dat cu pumnii pe rest. După aia au aflat 2, 3, 4, 5 fete de acolo. Că eu asta am făcut, că sunt creier. Domnul, nici acum nu știu ce am pățit. Da. Eu inițial n-am vrut să-mi pun nimic la mână, am apărat până s-a terminat repriza, o repriză a ținut 20 de minute și am mai apărat 10 minute cu mâna așa, cu sânge pe ea, în fine. Și, na, inițial pe mine a doua zi m-a durut foarte tare după ce mi-am dat bandajul jos, pentru că nu puteam să mai stau cu el și nu m-am mai pus nimic, nu m-am mai dus acolo să-mi pun vreo fașă sau ceva. Și mi s-a umflat foarte urât, adică chiar s-a umflat tare. Foarte tare, aveam mâna grasă. Mă simțeam grasă pentru prima dată. Și mi s-a umflat tare. Și mai era și mob și așa mai departe. N-am vrut să pun nimic, pentru că eu știam că eu sunt tare și nu pățesc nimic. Dar am văzut o fată de acolo din echipa mea. Și a zis că să să vorbească cu femeia aia. Să-mi pună ceva și când m-a văzut a zis, ce să-ți faci și să-ți spun că nimica nu stă cu mână. Trebuie să te bandajezi că nu stă nimica la montă. Taci în puii mei. Doamne. Dar și m-am așa femeia și spunea că trece până mâine. Păi când aveam nicio treabă, zicea femeia ce să spun, că nu știu ce, dar trebuie să spun ceva. Fai că mai că da, trece doamnă până mâine, ce am crezut că nu da, mai pățit. Și face că tot că intră în poartă și zic că da, tot eu intru în poartă. Și apare așa, da, apare așa, ce mare lucru. Și vine încă una, și vede ce am pățit și zice aia. Zice, streci cu cenzor. Fai că așa, zici și eu, nu faci griji. Chiar nu trebuia nimic la mână, știți? Na, în fine, totuși, nu dați cu pumnii pereți de cărămidă. Efectiv, erau de cărămidă și am prins, probabil, cred. Nu știu că nu m-am uitat cum am dat. Am prins încrăpătură cum ai venit, știți? Că m-am uitat tare. Mamă, o să casă ce?
copil. Your mime is wild, flyer, mă pupi pula, fraiere. You know what is dick? Să-l dau pe mult pe ăsta, copil, yes, ăsta e 3 ani. You have dick. Yes. Okay, okay. Yes. Okay. I am da. I'm Gabriela. Ia zi, ce vrei? Te abonezi la mine pe YouTube? You voted. Nu, da, eu nu, eu votez, nu, voiam să votez. Purple. Purple e proptul ăsta. Ce are frate cu mine, că-s mai bună ca el? Nu mi-a zis. S-a mort dacă l-am văzut. N-am nicio treabă. Niciuna, never. Nu, eu nu am așa ceva. Eu... Sunt slabă, frate. Sunt slabă, n-am zice. Dar v-am spus, nu veniți la mine pentru gameplay, veniți pentru Caterin, că să vorbim, să chestii, pentru asta să vină la mine pe canal. Că nu sunt pula niciun loc, eu sunt bună la Brosa, eu sunt bună la FIFA, ba da, la FIFA chiar sunt bună, n-are ce. Eu nu sunt bună la... Asta am băgat, eu nu la jocurile astea, în general. Eu nu sunt bună. Asta este, ce să fac? Ce să vă mai că vă... Că n-am ce face. Grab AVP. Băi, 5-2 aici și eu n-am făcut niciun rahat. Vă vine să credeți? Mie da. Gata, nu mai murim, trăim și împușcăm. Da, băi, și... Mi-a plăcut că, na, am accidentat puțin. Dar puțin nu tare. Deci totuși m-a zis, nu știu dacă am spus, săptămâna asta să-mi fac o radiografie, că îți curează cum arată. Știți, o să pe lângă alea alte. Mamă, ți-a apucat pe omul ăsta. Copilul, că ce e tu. Să-l dăm pe mult un pic, că nu... Am văzut târziu, frate, până o mișcă eu să dau sensibilitatea mai rapidă. Deși nu știu dacă mă ajută. Să spuneți în comentarii ce să mai fac, ce clipuri să mai fac, cu ce jocuri să mai fac și ce să fac la acele clipuri, pentru că eu nu știu. Credeți-mă, având în vedere că eu sunt atât de inactiv, eu nu știu ce vă place, înțelegeți? Eu nu știu ce joc vă place, eu nu știu ce vă place să facem pe acel joc, eu nu știu mai nimica. Și nu e vina mea, că... Ba da, e vina mea. Îmi pare rău, dar vă promit că din vară o să revenim, nu-i problemă. Să nu ne oprească YouTube-ul, asta e tot fază. Să ne dea mare... cum se cheamă, frate? Mare de sos. Să nu ne oprească posibilitatea să fac live-uri. Nu se cheamă strike, eu nu ia strike-ul. Eu nu știu ce iau. Minoritate, chestii de-astea, că sunt mică cică. Da, sunt alții care fac YouTube și sunt neminori. Nu, sunt minori, nu neminori. Bă, ce? Nu pot să înțeleg efectiv. Eu nu făcea așa mai de mult. Bine, n-am... Adevărul e că calculatorul ăsta nu a fost nici îngrijit. Pentru că nu l-am mai curățat de mult în interiorul lui, în carcasă. Și... Na, asta este. Și nici ca software. Nu am avut grijă de el deloc în ultimul timp. Pur și simplu intram, mă jucam, faci atâta. Și săracul, vai de el. Nu știu ce pui în iar. Na, o să văd eu. Probabil că nu o să mă uit. Elene. Vei, chiar n-am făcut nimica. Chiar nimic, 2 kg numai. Și pe ultimul loc. E bun și ăla, știi? E bun și ăla. Hai să vedem. Aici mi-a arătat talentul, gata. De acum mă pun pe serios. O să vedeți un videoclip serios din acest moment, așa că nu vă mai aștept să râd. Da. Cu asta am spus tot. Mulțumesc, la revedere. A, dacă nu s-a filmat nici acum. Eu mă duc și plec. Plec pe afară. Faci frame-ul, asta este drop-uri. Te-am
altceva. Spara puțin, sincer să fiu. Pentru că chiar acolo puteam să-l omor, da? Eu sunt mai proastă și nu știu să fac. Hai să vedem aici, așa. 5-5, nu ai egal la nebune? Mă duc cu păr. Mamă, ce purple are skin de yellow. Ce tot sună, dar eu mă duc în B, că sunt șmecheră și îmi permite. Pare rău că se vede cu lag, chiar îmi pare rău, dar... Na, v-am spus, n-am mai avut grijă de acest calculator de extrem. U, ce am luat tot asta. Parpar! Ia-ți aia. Mi-am aruncat arma pentru... Ce proastă, mi-am luat din greșeală. Ai, hai că-mi descurcă cu asta. Am văzut dacă îmi merez pe cineva. Glumesc! Suntem serioși acum, gata. One B, one B. Jură că am făcut hat-trick, am făcut hat-trick! Ioi! Ioi, am făcut hat-trick, subscribe on YouTube at Gabriela, underline, Gabriela, underline. Eu am făcut hat-trick! Ioi! Trebuie să fac screen, sper că pot să fac după clip. Băi, eu am făcut hat-trick! Fiți nebuni că eu am făcut! Ha-ha, ești MVP-ul! Uitați ce scrie acolo! Am făcut screen și îl postez și îl tai acolo să vezi. Eu am făcut hat-trick! Cred că hat-trick a fost. Eu așa am văzut. Mamă! Eu am făcut hat-trick! Trebuie să le scriu subs on IT Gabriela. Cred că și eu am făcut, ai make, cred că ai make create hat hat trick for once I have hat trick. For once, ceva, nu mai știu. Mă bate engleza. Cât e pe for once? Am câștigat? Păi, nu știu. Nu mă bagă nimeni în seamă. Mersi. Bă, da, am făcut hat-trick, eu, Tanasa Gabriela, eu cea mai OP pierd, eu nici nu m-a schimbat arma asta, asta e arma vieții mele, gata. E sufletul meu, e tot ce-mi doresc eu mai mult de pe lume. Deci e bună ca. Bă, da, ce am făcut acolo, am făcut pe frate, mă cer de vreo. Mai e unul, ce bine. Am mișcat atât de greu acolo. Am făcut asta, a fost treaba, problema. Am mișcat greu acolo. Am uitat să dau spurcăciunea asta. Eu consider că am descurcat bine, chiar dacă am doar 7 kg, I'm the best, ok? Ce-a făcut, frate? Nici măcar nu mai merit. The best! Cam asta a fost clipul, sper că v-a plăcut. Eu sper că s-a filmat, pentru că am făcut hat-trick și sunt OP. Cu voi a fost Gabriela, nu uitați să apăsați butonul de like, de share și de subscribe. Și noi ne vedem